Vă spunem bună seara. Bine ați venit la această întâlnire. Înainte de a începe, vă invităm să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru lucrarea ta în dreptul nostru, în locul preasfânt din ceruri. Te rugăm să ne oferi Duhul adevărului, condune în adevărul tău, adune tu convingere și convertire și trimite-ne mai departe să facem lucrarea ta în aceste scene de încheiere a istoriei Pământului. Binecuvântează-ne, te rugăm, ajută să nu fie niciun fel de piedică care să ne îndepărteze de cuvântul tău. Este rugăciunea noastră în numele Domnului Hristos. Amin. Martin Luther a fost un om pentru vremea sa. I-a ajutat pe oameni să părăsească întunericul papal și să ajungă la lumina adevărului. Martin Luther a fost instrumentul prin care s-a făcut o reformă foarte mare. Reforma nu a început prin Martin Luther și nici nu s-a încheiat cu Martin Luther. Reforma trebuie să fie dusă înainte și încheiată la încheierea istoriei Pământului. Așa cum știți, pe 31 octombrie anul acesta, 2017, este programată o unire oficială a protestantismului cu romano-catolicismul. Protestantismul să fie încheiat. De aceea e nevoie acum ca adevărații protestanți să se ridice chiar cu prețul reputației lor și să declare faptul că reforma protestantă nu s-a încheiat. Noi suntem chemați să continuăm această reformă și să continuăm separarea. Așa cum însă Martin Luther s-a lovit de opoziție, ne vom lovi și noi de opoziție. Acest capitol este foarte important pentru zilele în care trăim și având în vedere și evenimentul din octombrie anul acesta despre care am vorbit. Moartea oficială a protestantismului, conform dorinței a protestantismului apostaziat și a papei Francis. Pe măsură ce vom discuta despre acest capitol 7 din Tragedia Veacurilor, vă invităm să rămâneți aproape în această seară și să nu pierdeți anumite frânturi de adevăr pe care le vom discuta spre finalul întâlnirii. Vă invit și sper că aveți Bibliile deschise. De asemenea, Cartea Tragedia Veacurilor și instrumente de scris. Titlul capitolului 7 este Despărțirea lui Luther de Romă. Vom sublinia 5 motive pe care acest capitol le enumeră, motive care l-au determinat pe Luther să se despartă de Romă. Aceste motive se aplică și copiilor lui Dumnezeu din timpul din urmă. Despărțirea lui Luther de Roma. Acest capitol ne arată cum Dumnezeu l-a condus pe Luther, nu doar să se depărteze de papalitate, ci să instruiască și pe alți oameni să fugă de romano-catolicism. Pentru că Dumnezeu ne-a încredințat această solie a Evangheliei pentru aceste timpuri, noi trebuie să îi educăm pe oameni să părăsească Babilonul și păcălelile, minciunile papalității. Vă invit să deschidem Biblia la capitolul 18. Priviți versetul 4. Să vedem prin comparație la ce anume ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne separăm. Ce fel de separare dorește El din partea noastră astăzi? În Apocalipsa, Biserica Romano-Catolică este simbolizată prin Babilon. Citim de la
versetul 2, el a strigat cu glas tare și a zis: a căzut Babilonul cel mare. Apoi versetul 4 spune: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Acest capitol are câteva nestemate de adevăr foarte prețioase pentru noi astăzi. Și vom vedea cum se aplică apeluri și principii pentru cei care trebuie să părăsească Babilonul. Și pentru noi adventiști de ziua a șaptea, Dumnezeu ne cheamă să ne separăm de orice biserică locală unde liderii sunt în apostazie, unde pastorii și prezbiterii învață erezii și lucruri urâcioase. Sunt biserici adventiste de ziua a șaptea în care se întâmplă lucrurile acestea și e bine să nu stăm în aceste locuri, să căutăm alte adunări mai bune, iar dacă nu găsim asemenea locuri, ne putem închina acasă. Vă invit să deschideți și la 2 Corinteni, pentru că vorbeai de învățături de la aceste biserici locale adventiste. Uitați, priviți și la mediul de închinare, pentru că sunt aduse lucruri în comunități care nu ar trebui să se găsească în biserici. Pentru că privind suntem schimbați. Știu persoane care într-o vreme erau campioni ai adevărului prezent. Dar pentru că s-au închinat împreună și s-au asociat cu persoane care erau căldicele, au devenit și ei căldicei. 2 Corinteni, capitolul 6. Discutăm așadar despre motivele despărțirii lui Luther de Roma. 2 Corinteni 6, citim de la versetul 14 mai departe. Și vă observați că Dumnezeu ne cheamă la o separare. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Observați în acest pasaj că înainte de versetul 15, în versetul 14, întrebarea care se pune este aceasta: ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau versetul 15: ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Sunt aduse materiale de la autori necredincioși în școlile noastre și în bisericile noastre și se citează din acest autor credincioși. De aceea notați-vă aceste versete din 2 Corinteni. De asemenea, notați-vă un pasaj din Mărturii pentru Comunitate, așa cum ai menționat, nu doar sunt citați acești autori necredincioși în publicațiile noastre, dar sunt aduși și la amvoanele noastre pentru a se adresa comunităților. Aș vrea să ne întoarcem la Apocalips, capitolul 18, și discutăm și din capitolul 7 din Tragedia Veacurilor. Observați misiunea lui Martin Luther, așa cum este descrisă aici, pagina 120 în original. În fruntea celor care au fost chemați să conducă biserica din întunericul papalității la lumina unei credințe mai curate, a stat Martin Luther. Ni se spune în ultima parte a paragrafului că prin el Dumnezeu a adus la îndeplinire o lucrare mare pentru reformarea bisericii și pentru luminarea lumii.
Observați cum oamenii au fost aduși de la întunericul papal la lumina adevărului. Ce pasaj din Biblie vă amintiți când citiți acest pasaj din tragedia veacurilor? Prin el Dumnezeu a adus la îndeplinire o lucrare mare pentru reformarea bisericii și pentru luminarea lumii. Apocalips 18, versetul 1. Haideți să mergem la acest pasaj. Ideea este că misiunea pe care a avut-o Martin Luther este misiunea pe care au adventiștii de ziua a șaptea credincioși. Apocalips 18 cu 1. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut Babilonul cel mare. Iar versetul 4. Am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Citim de asemenea din Apocalips, capitolul 14. Aici vedem descrisă misiunea adventiștilor de ziua șaptea. Așa cum Dumnezeu l-a ridicat pe Martin Luther, Dumnezeu a ridicat și mișcarea Advent în timpul din urmă. De ce ne jucăm noi cu misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o? E interesant că Dumnezeu ne-a chemat afară, începând cu anul 1844. Dumnezeu ne-a separat prin adevărul său de această lume. Și Dumnezeu a spus să nu ne unim cu ceilalți. Dumnezeu ne-a separat de lume și de alte biserici. Și ne-a adus într-o poziție specială. Multe persoane spun un anumit lucru și în e-mail-uri primesc asemenea mesaje. Vreau să citez însă mai întâi un pasaj din Mărturii pentru Comunitate, volumul 5. Dumnezeu a chemat pe Israel, pe poporul său, afară din lume, pentru a-i încredința o misiune specială. Dumnezeu a chemat biserica sa în timpul din urmă, așa cum l-a chemat pe Israel, pentru a fi o lumină prin lumina adevărului. Prin întreita solie îngerească suntem separați de lume și aduși într-o comuniune specială cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a separat pe Luther de papalitate și a separat mișcarea adventă de bisericile din jur și de lume. I-a separat de bisericile protestante apostaziate și de Biserica Romano-Catolică. Multe persoane îmi spun că aceste pasaje din primele capitole din Tragedia Veacurilor nu pot fi aplicate la Biserica Adventistă de ziua șaptea. Ele trebuie aplicate, spun aceste persoane, doar bisericii romano-catolice. Dar nu este așa, pentru că și introducerea la această carte ne spune că aceste capitole trebuie aplicate la timpul din urmă. Chiar ultimul paragraf din acest capitol 7 ne spune lucrul acesta. Era un adevăr prezent, un adevăr de o deosebită importanță pentru vremea aceea. Există însă un adevăr prezent și pentru biserica de astăzi, acela care face totul după sfaturile voinței sale
cu cale să trăiască pe oameni în diferitele lor situații și să le încredințeze datorii speciale pentru vremurile în care trăiesc și pentru condițiile în care se găsesc. Dar adevărul nu este astăzi mai dorit de majoritatea oamenilor de cum a fost dorit de papistașii care s-au împotrivit lui Luther. Aceia care prezintă adevărul pentru vremea aceasta nu trebuie să se aștepte să a fi primiți mai bine decât au fost primiți reformatorii. Lupta cea mare dintre adevăr și rătăcire, dintre Hristos și Satana, trebuie să crească în intensitate până la încheierea istoriei lumii. Cui a dat Dumnezeu adevărul prezent pentru acest timp? Mișcării advente. Deci, unde va fi găsit această opoziție? Tot în biserică. Aș vrea să înțelegem că în acest capitol, despărțirea lui Luther de Roma această despărțire nu a apărut târziu când Luther era mare, ci a început atunci când părinții lui Luther au sădit în acesta o semânță bună. Care era viziunea pe care o avea tatălui Luther pentru băiatul său? Martin Luther l-a auzit pe tatăl său care se ruga cu voce tare și Martin Luther l-a auzit pe tatăl său că tatăl său se ruga și folosea numele lui Dumnezeu în care este caracterul său. Iar acesta se ruga ca băiatul lui să fie parte din cei care vor duce adevărul lui Dumnezeu mai departe. Priviți la acest paragraf. Părinții lui Luther manifestau mare grijă pentru educarea și instruirea copiilor. Sărim peste o propoziție. Rugăciunile tatălui se înălțau adesea către ceruri în auzul fiului, ca acest copil să-și amintească de numele Domnului și într-o zi să ajute la înaintarea adevărului său. Deci ce gândea tatăl său? Și cum a reacționat când a aflat că Martin Luther a intrat la o mănăstire? A fost o mare dezamăgire, l-a dezamăgit pe tatăl său, l-a întristat. Mă întreb de ce? Pentru că și-a dat seama că Luther, intrând într-o mănăstire, nu putea să împlinească acea rugăciune, acea dorință a tatălui său. Nu putea să-și amintească de numele lui Dumnezeu. Mănăstirea nu era un loc potrivit pentru pregătirea lui Luther, pentru a duce adevărul mai departe. A fost o despărțire de aproape 2 ani între Martin Luther și tatăl său. Priviți aici această descriere a tatălui Luther. Tatălui Luther era un bărbat cu o inteligență puternică și activă și cu o mare forță, un caracter cinstit, hotărât și deschis. Spune mai departe, bunul lui simț sănătos l-a făcut să privească sistemul monastic cu neîncredere. A fost foarte nemulțumit atunci când Luther, fără consimțământul său, a intrat într-o mănăstire. A trebuit să treacă 2 ani ca tatăl să se împace cu fiul și chiar și atunci convingerile au rămas aceleași. Ce aplicație putem face din acest pasaj? O aplicație o putem face cu privire la Tatăl nostru din cer, care are de asemenea dorinți foarte bune cu noi toți. Are dorința ca noi să fim sfințiți și să ne folosească în lucrarea sa. Când ne alegem propriile căi și părăsim calea cea strâmtă, lucrul acesta îl întristează foarte mult. Gândindu-ne și la părinți temători de Dumnezeu, care își doresc pentru copiilor să crească în temere de Dumnezeu și să asculte de poruncile sale, să încheie lucrarea în aceste timpuri. Când acei copii se îndepărtează de adevăr, lucrul acesta îi întristează pe părinți.
Observați că acest capitol are multe aplicații pentru noi astăzi, pentru părinți, pentru copii. Copii, dacă aveți părinți credincioși, consultați-vă cu acești părinți. Țineți cont de sfaturile lor pentru că au tot interesul să vă ofere un sfat înțelept. Ei se roagă, studiază și nu-și doresc să vă conducă pe o cale greșită. Atunci când vă gândiți la ce școală să mergeți, ce anturaj, ce prieteni să vă alegeți, țineți cont de sfaturile lor. Biblia vă spune să respectați sfatul părinților. În Ecleziaste, în 1 Ioan capitolul 2, copiii sunt îndemnați să asculte de părinții lor. Martin Luther nu a ajuns peste noapte un mare reformator, ci totul a început cu educația sa. De aceea trebuie formate mințile tinerilor pentru a fi folosiți apoi în lucrarea sa. 1 Ioan, capitolul 2 spune: Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Luther flămânzia după cuvântul lui Dumnezeu. Când a ajuns la 18 ani, a intrat la Universitatea din Erfurt. Martin Luther își dorea să fie spiritual. Întrebarea este cam care sunt dorințele celor care au 18 ani și sunt în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Cei mai mulți se gândesc la lucrurile acestei lumi și cum să se distreze. Și mulți spun: când voi fi mai bătrân, mai în vârstă, atunci mă voi pocăi. Acum vreau să mă bucur de ceea ce mi oferă lumea. Mulți privesc la această carte ca având aplicație doar pentru timpul din urmă, dar observați ce multe aplicații sunt pentru viața de fiecare zi. La 18 ani, Martin Luther se ruga lui Dumnezeu să îi dea o Biblie. Astăzi, tinerii, copiii își doresc o mașină mai degrabă. Nu spunem că lucrurile acestea sunt rele în ele însele, dar trebuie să ne dăm seama că dorințele noastre de multe ori au de-a face cu egoismul nostru. Gândiți-vă de asemenea că pionierii mișcării advente erau tineri de 20, de 21 de ani, de 18 ani, unii chiar de 15, 16. Și mulți dintre ei țineau chiar campanii evanghelistice, botezau oameni. Uriah Smith a intrat în mișcarea Adventă când avea 14-15 ani. Modul în care a început biserica, asemenea unei semințe de muștar, așa se va întâmpla și în timpul din urmă. Dumnezeu va folosi tineri, copii, așa cum l-a folosit și pe Martin Luther. De aceea ne rugăm și sperăm ca tinerii, copiii să urmărească această prezentare. Priviți la acest pasaj, atunci când la vârsta de 18 ani a intrat la Universitatea din Erfurt, situația lui era mai favorabilă, iar perspectivele mai strălucitoare decât în anii de mai înainte. Apoi, mai departe, ni se spune cum Martin Luther a descoperit la biblioteca universității o Biblie latină. Iar la finalul paragrafului, Martin Luther exclama: O, dacă mi-ar da Dumnezeu o carte ca aceasta! Mulți dintre copiii noștri au Biblii.
Dar mai este o aplicație aici, spiritul profetic. Sunt biserici adventiste de ziua a șaptea în care pastorii nu îndeamnă pe copii, pe tineri să citească din cărțile lui Ellen White. Iar dacă citează uneori, este doar pentru anumite referințe secundare, marginale. Iar când citează, de multe ori nu se specifică de unde se citează, din ce carte. Dar când sunt citate din Babilon, atunci se menționează și autorul, și cartea, și pagina, absolut totul. Pe titlu, observați titlul pe care l-am ales pentru această seară. Cinci motive pentru care Luther a părăsit papalitatea. Și găsim aici un prim motiv. Când a găsit Biblia, Luther a început să studieze Cuvântul lui Dumnezeu și a fost convins de păcatele sale. A simțit de asemenea vina păcatului în dreptul său. Acesta este primul motiv. Studiind Biblia, a simțit vina păcatului propriu, păcatelor proprii. El a mers la biserică pentru a primi sfaturi cum să scape de această vinovăție. A fost învățat să facă penitențe, să postească, să se biciuiască și tot felul de practici automutilante care nu i-au adus însă eliberarea. A cerut sfatul preoților, episcopilor și a aplicat tot ceea ce soția mea a enumerat. Practic, biserica, se gândea Luther, nu poate să-mi dea o soluție biblică, bazată pe Biblie, pentru problemele pe care le am. Și atunci, în mod rațional și logic, Luther și-a dat seama cum aș putea să mai urmez la această biserică și să mai sprijin această biserică care nu are o soluție pentru problemele mele din Biblie. Pagina 123 din original este descris momentul în care Luther a găsit o Biblie în lanțuri. Luther căuta pace și căuta iertare prin faptele pe care le făcea. Ducea viața cea mai severă, încercând prin posturi, privegiuri și biciuiri să supună relele naturii lui, în care viața de mănăstire nu i-a adusese nicio ușurare. În timp ce făcea toate aceste exerciții, ce cuvinte a auzit el și a știut că erau de la Dumnezeu? A auzit și a adus aminte de cuvintele: cel neprihănit va trăi prin credință. Sunt cuvinte pe care le-a auzit în minte atunci când urca în genunchi treptele la Roma. Pagina 125. Printr-o hotărâre recentă, Papa făgăduise o indulgență tuturor acelor care vor fi urcat pe genunchi scara lui Pilat. Într-o zi, Luther urcă evlavios aceste trepte, când deodată părea că aude un glas ca un tun care a zis: cel neprihănit va trăi prin credință. A sărit în picioare și s-a grăbit să părăsească acel loc de rușine și dezgust. Când întâlnim oameni din Babilon, trebuie să ne dăm seama că oamenii au nevoie de pace, de iertare și
Și pentru aceasta au nevoie de o soluție din Cuvântul lui Dumnezeu. Ce cuvinte a auzit Martin Luther când urca acea scară a lui Pilat? Că cel neprihănit va trăi prin credință. Era el neprihănit atunci? Nu era. Ca Dumnezeu să declare pe cineva neprihănit, trebuie să mărturisească mai întâi păcatele. Să mergem la 1 Ioan. Și aici vom vedea cum conducem pe cineva din Babilon în mișcarea adventă, la adevărul advent. Ce anume ne arată păcatul? Legea lui Dumnezeu. Putem noi să renunțăm la legea lui Dumnezeu, cea care arată păcatul? În niciun caz. Și totuși în unele biserici, adventiste de ziua a șaptea, se predică faptul că nu mai e nevoie de Biblie, de porunci, sunt ignorate standardele lui Dumnezeu. De asemenea, comunități trebuie să ne separăm, nu doar fizic, ci și cu inima. Întâia Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu ne curățește de toate păcatele și ne declară neprihăniți. Acesta este modul în care scap de vinovăție. Vii la Dumnezeu, Dumnezeu îți aduce convingere cu privire la păcat. Te rogi lui Dumnezeu și nu unui om. Îi spui lui Dumnezeu sincer că îți pare rău, că ai călcat poruncile sale. Recunoști pe nume păcatul pe care l-ai făcut, păcatele pe care le-ai făcut și care i-au adus durere și l-a crucificat pe Domnul Hristos. Și prin care ne-am separat pe noi înșine de Dumnezeu. Isaia 59, primele două versete spun că păcatele voastre au pus un zid de despărțire între mine și voi. Atunci vom auzi o voce din cer care ne va spune că suntem iertați. Cuvântul lui Dumnezeu ne promite că lucrurile acestea se vor întâmpla în viețile noastre. Și apoi, vinovăția poate fi lăsată în urmă. În Psalmul 119 ni se spune că multă pace au cei ce iubesc legea lui Dumnezeu. Psalmul 119, notați-vă acest verset. Psalmul 119, versetul 165. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Ce căuta Martin Luther? Pace, eliberare de păcat. Nu pentru a înlătura legea, ci pentru a veni la Hristos. Notați-vă de asemenea Romani, capitolul 5. Facem acest scurt studiu biblic în mijlocul lecției noastre, pentru că misiunea lui Luther este misiunea noastră, separarea oamenilor de Babilon. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, ce anume precede pacea cu Dumnezeu? A fi socotit neprihănit prin credință. Cu privire la acest subiect, încă nu există o înțelegere corectă, pentru că de multe ori oamenii păcătuiesc, merg la Dumnezeu, se roagă pentru iertare, dar nu au această credință că
sunt iertați, sau continuă cu acele păcate și atunci nu pot fi iertați. Adevărata mărturisire a păcatelor este însoțită de separarea de păcat. Notați-vă de asemenea Luca, la capitolul 18, de la versetul 11. Vameșul se ruga și spunea: Doamne, ai milă de mine. Și spune Biblia despre el că a plecat acasă îndreptățit. S-a cotit neprihănit. Dumnezeu a privit cu îndurare asupra sa pentru că a mărturisit păcatul. Proverbe 28, versetul 13. După ce Dumnezeu ne socotește neprihăniți, în primul rând Dumnezeu ne convinge de păcat prin cuvântul său, prin legea sa. Apoi ne mărturisim păcatul și când îl mărturisim cu sinceritate și spunem: Doamne, nu voi mai face lucrul acesta încă o dată. Atunci trebuie să acceptăm prin credință că suntem iertați și primim pacea lui Dumnezeu. Dorește Dumnezeu să ne întoarcem înapoi să păcătuim? Nu. Dumnezeu spune: du-te și nu mai păcătuim. Aceasta este a doua problematică, al doilea motiv care l-a determinat pe Luther să se separe de Roma. Acest al doilea punct este: Biserica Romană Catolică nu învață din Scriptură cum poate cineva să obțină biruința asupra păcatului. Iar aceasta l-a determinat pe Luther să se separe de Roma. Haideți să mergem în Biblie la Ioan, capitolul 5. Dumnezeu ne îndreptățește și așteaptă de la noi să mergem și să nu mai păcătuim. Priviți la 1 Ioan 5, de la versetul 14. Îndrăzneala pe care o avem este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Versetul 18. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește și cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Multe biserici învață despre neprihănirea prin credință, dar nu îi învață pe oameni despre biruință, despre sfințire. Pentru a confirma acest al doilea motiv al separării lui Luther de Roma, nu uitați acest al doilea motiv. Nu se învăța biruința față de păcat. Se predica o mântuire care se obține prin bani. Asta era predicarea Bisericii Romano-Catolice. Galateni, la capitolul 2, ni se spune ce este neprihănirea prin credință. De asemenea, este un principiu fundamental al protestantismului. Toți reformatorii vorbeau despre neprihănirea prin credință. Adevărata neprihănire prin credință nu se oprește la etapa iertării, ci merge mai departe, la du-te și nu mai păcătui. În Ioan, la capitolul 8, nu uitați că ceea ce a făcut Luther este și chemarea noastră. Observați în Ioan 8 ce a spus Domnul Hristos femeii prinse în păcat.
Versetul 10, Domnul Hristos o întreba pe femeie, nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea și Iisus a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Deci de la neprihănire, de la îndreptățire, următoarea etapă este du-te și nu mai păcătui. E ușor pentru noi să spunem că adventiști de ziua a șaptea, că cei din Babilon nu vorbesc despre biruința asupra păcatului și să iasă oamenii de acolo. Dar și în Biserica Adventistă sunt o grămadă de comunități unde pastorii spun nu poți avea biruința asupra păcatului. Și această învățătură nesănătoasă că nu poate exista biruința asupra păcatului a condus și la alte probleme. Nu poți obține atunci biruința asupra devierilor sexuale, asupra fumatului. Toate aceste mișcări nu te învață că poți obține biruința asupra păcatului, pentru că și își doresc o scuză pentru a fi indulgenți cu firea lor pământească și pentru a-și îngădui anumite păcate. Galateni 2, versetul 17, dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos însușitor al păcatului? Nici de cum. Versetul 18, căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Atunci când Dumnezeu ne îndreptățește, când idolii sunt dărâmați din viețile noastre, nu ne întoarcem la acești idoli. Aceea nu este neprihănire prin credință. Trebuie să obținem biruința asupra păcatului. Să deschidem de asemenea la cartea Epistola către Evrei, capitolul 6, mi se spune de la versetul 1, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Observați, să lăsăm adevărurile începătoare și mergem spre cele desăvârșite. Învățătura biblică ne oferă imaginea unui mântuitor care ne salvează din păcat. Papalitatea a adus aceste erori ale întunericului prin care Hristos a fost înlăturat. Nu mai putea fi găsit Hristos în toate acele acte de penitență. Totul era despre ce pot face oamenii, cât de mult pot îngădui ca natura mea umană să sufere pentru a fi mântuit. Domnul Hristos lipsea din imagine. Să accentăm două lucruri. În primul rând, ce înseamnă când cineva zice postul și rugăciunea nu sunt eficiente. Martin Luther și-a autoflagelat trupul și a biciuit trupul. Martin Luther dorea ca vinovăția păcatului să fie îndepărtată. În momentul în care suntem convinși de păcat, venim la Hristos. Nu prin fapte, nu prin post se obține iertarea. Atunci când suntem îndreptățiți, Dumnezeu dorește ca noi să nu mai păcătuim. Și ne va conduce să ne abținem de lucrurile care ne duc la păcat.
Domnul Hristos a vorbit despre rugăciune și despre post ca fiind importante, dar ele nu vin înainte de îndreptățire, ci după. Observați că în viața Domnului Hristos, primul loc unde se amintește postul acela îndelungat a Domnului Hristos a fost după botezul său. Când auzim pastorii spunând că oameni cu anumite păcate s-au rugat și au postit și lucrurile acestea nu au fost eficiente, ce anume aruncă ei la gunoi? Aruncă exemplul Domnului Hristos. Al treilea motiv care l-a determinat pe Luther să se separe de Roma a fost călătoria pe care a făcut-o la Roma și vederea la prima mână a urăciunilor care se întâmplau acolo la Roma. A văzut de asemenea ușurătatea celor care slujeau și și-a spus el, aceasta nu poate fi Biserica lui Dumnezeu. În acele momente a spus de asemenea cuvintele că dacă există un iad, atunci Roma este construită pe acest iad. Peste tot privea scene care îl umpleau de uimire și dezgust. A văzut că nelegiuirea se găsea la toate nivelurile clerului. A auzit glume necuvincioase din gura prelaților și s-a umplut de dezgust la vederea necuvințelor îngrozitoare chiar și în timpul slujbei. Amestecându-se printre călugări și ceilalți oameni, a întâlnit depravare și risipă. Dacă există un iad, atunci Roma este clădită pe el. Ea este un abis din care ies tot felul de păcate. Oamenilor din Babilon trebuie să li se arate de ce trebuie să fugă de Biserica Romano-Catolică, de ce trebuie să fugă de Biserica Luterană, de Biserica Anglicană. Și e trist că acum ei trebuie să fugă și din Biserica Luterană, pentru că Luther s-a separat de Biserica Romano-Catolică. Dar din 1844, când luteranii și celelalte biserici protestante au refuzat acest mesaj, oamenii au ochi și văd toate scandalurile acestea care au loc în biserici. În Biserica Romano-Catolică, cum sunt scandalurile de pedofilie, cele de genocid din Rwanda. Și avea dreptate Luther când spunea, dacă există un iad, atunci Roma este clădită pe el. Din păcate însă, acest pasaj se aplică și la Biserica Adventistă. Ce fel de profanări găsim în Biserica Adventistă? Observați ceea ce vedea Luther și la slujbele pe care le oficiau unii preoți. Și mulți se întreabă și astăzi, este aceasta mișcarea rămășiței? Iar unii merg până acolo în a spune că legea lui Dumnezeu trebuie abrogată pentru a se acomoda cu mișcarea cu devieri sexuale. Când privești la Biserica Romano-Catolică, observați că natura acestei biserici este în învățătura că nu poți obține biruința asupra păcatului, iar aceasta este cheia pentru toate celelalte urăciuni și nelegiuiri. Pionierii Bisericii Adventiste au spus exact contrariul, că
se poate obține biruința și asupra păcatelor pe care le facem și asupra moștenirilor ereditare. Din păcate, învățături greșite s-au infiltrat și în biserica noastră și se predică de la amvoane, se învață de la catedra școlilor adventiste și se publică în școlile adventiste, la editurile adventiste, idei care nu sunt biblice și care spun că biruința nu este posibilă. În unele biserici, dacă mergi dimineața la biserică, vezi că îmbrăcămintea nu e diferită decât la alte locuri din lume. În alte locuri o vezi tendințe harismatice cu persoane care sar, care se leagănă, dau din mâini, dansează. În Mărsolii Alese, volumul 1, se amintește faptul că va fi o organizație nouă, faptul că sabatul va fi neglijat și de asemenea Dumnezeul care a creat sabatul. În același pasaj, la noi spune că trebuie să confruntăm aceste tendințe. Lucrurile acestea deja se întâmplă în bisericile noastre. Există această mișcare pentru hirotonirea femeii ca pastor, sunt presiuni pentru acceptarea celor cu deviații sexuale. La o povestirea pentru copii, sunt persoane care folosesc costumații ciudate și dramă și pantomimă. Și nu uitați principiul, ceea ce privim ne schimbă și pe noi. De ce este periculoasă expunerea la asemenea lucruri? Recapitulăm motivele separării lui Luther de Roma. El a văzut de asemenea problemele din educație, din universități și a recomandat ca părinții să nu lase pe copii la asemenea școli. Învățătura Bisericii Romano-Catolice își are de asemenea bază în sistemul de educație. Educația este un element de bază în Biserica Romano-Catolică. Priviți ce a spus Luther despre universități. Tare mi-e teamă că universitățile se vor dovedi a fi porțile cele mari ale iadului, dacă nu se lucrează cu stăruință să se explice Sfintele Scripturi pe care să le întipărească în inimile tineretului. Și apoi spune, nu sfătuiesc pe nimeni să-și dea copilul acolo unde Scripturile nu au un loc suprem. Orice instituție în care oamenii nu se ocupă intens de Cuvântul lui Dumnezeu devine coruptă. Acesta este al patrulea element care a condus pe Luther la separarea de Roma. Educația din Biserica Romano-Catolică era una coruptă. Ca adventiști de ziua a șaptea, noi trebuie să avem ca temelie Scriptura. Aceasta este manualul pe care trebuie să-l avem. Când Ellen White a murit și pionierii au murit în anii 1920, adventiștii au mers la lume și au cerut acreditări din partea lumii.
Iar când ceri acreditări din partea lumii, trebuie să urmezi curriculumul lor, sistemul lor de învățământ. Iar atunci abandonezi Biblia ca și manual de bază. Trebuie să-ți acomodezi standardele pentru a obține aceste acreditări. Atunci, încet, încet, s-a strecurat învățătura evoluționistă. Formarea spirituală, spiritistă. De asemenea, au fost primiți profesori care nu sunt adventiști. Vrea să priviți la acest articol în care Ted Wilson este întrebat, este Biserica Adventistă influențată de iezuiți? Și el răspunde celui care a pus întrebarea: Pablo, îți mulțumesc pentru că ne-ai scris. Întrebarea despre iezuiți care infiltrează Biserica Adventistă este o teorie conspirativă care a circulat timp de decenii, dar nu are nicio bază în realitate. Am citat lucrul acesta înainte de a vă arăta ceva. În lecțiunile școlii de sabat, de multe ori noi cităm din scrieri iezuite. Nu o singură dată, ci de mai multe ori. Nu este un incident izolat. Observați, toate aceste articole conțin citări din scrieri iezuite. Ghidul școlii de sabat citează din Robert Spitzer. Cine este acest individ? Acesta este un preot iezuit. Și atunci mai spuneți ceva. Ce se întâmplă între noi? De aceea spune în 2 Corinteni: ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Ieșiți din mijlocul lor și fiți separați. Ce legătură au copiii lui Dumnezeu cu copiii lui Belial? Și dacă ne amintim pasajul din Samuel, aceștia erau oameni beți, în sens spiritual, e vorba de o beție cu învățătură greșită, învățătura Babilonului. În momentul în care citezi din acești scriitori, devii și tu beat cu învățăturile lor. Iar acei fii al lui Belial erau și sodomiți pe lângă bețivi. Și observați cum apar aceste tendințe de sprijinire a agendei mișcărilor cu devieri sexuale. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 14. De asemenea, capitolul 2, versetul 12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, în engleză spune erau fia lui Belial. Fiii lui Eli erau fia lui Belial, nu cunoșteau pe Domnul. Iar în 2 Corinteni, Pavel întreabă: ce legătură avem noi cu fiul lui Belial? De aceea spune Dumnezeu: ieșiți din mijlocul lor și fiți separați. Nu pentru că Andrew Enrique spune lucrul acesta, ci pentru că așa spune Domnul. Acele biserici adventiste locale
care au pastori asemenea acestor fii ai lui Belial, separați-vă de aceste comunități, zice Domnul. Gândiți-vă ce a făcut Dumnezeu din prima zi, a separat lumina de întuneric. Am spus-o și o mai spun. Scriptura spune, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă, iar ceea ce Dumnezeu a separat, omul să nu unească. Nu ar trebui să avem nicio legătură cu această citire și citare din acești autori iezuiți. Cine a fost acest Robert Spitzer? Este un catolic, este un website catolic care spune așa. Robert Spitzer este un preot iezuit, filozof, educator, autor și este citat în lecțiunea școlii de sabat. Iar președintele Bisericii Adventiste spune că nu este nicio infiltrare iezuită în Biserica Adventistă. Cineva i-a adus pe acești oameni înăuntru. Vreau să mai spun ceva despre școli. Te rog. Pentru părinți vreau să adresez câteva cuvinte. Și noi avem copii. Părinții doresc să-și ducă copiii la școli adventiste. Sunt părinți credincioși care își doresc cel mai mare bine pentru copiii lor. Și doresc să-i trimită să obțină o educație adventistă și îi trimit la aceste școli cu așteptarea că vor învăța acolo și vor merge mai departe și vor sluji. Problema este că vor învăța din cărțile Babilonului, vor învăța învățătura ale Babilonului și vor pleca, dar vor pleca să slujească Babilonului. De asemenea, vor învăța și pe alții aceleași învățături ale Babilonului pe care ei le-au învățat în timp ce primeau o așa zisă educație adventistă. E foarte trist că în școlile noastre nu se mai predă o învățătură adventistă serioasă. De ce e nevoie să ne separăm de aceste școli care predau aceste lucruri stricate? Aceste școli care sunt acreditate, ele nu sunt pregătite să pregătească mesageri pentru timpul din urmă și să pregătească reformatori. Tatăl nostru din ceruri, este evident că Duhul Tău lucrează și în aceste momente. Continuă să ne conduci Tu și să ne oferi adevărul Tău în numele Domnului Iisus. Amin. Uitați-vă și al cincilea motiv care l-a determinat pe Luther să se separe de Roma. Doctrina indulgențelor. Faptul că oamenii puteau să plătească bani și că rezultatul era mântuirea lor. Doctrina indulgențelor. Mai mult decât celelalte patru motive, l-au determinat pe Luther să spună e suficient, e destul. Și l-au convins că oamenii trebuie chemați afară din rândurile papalității. Priviți acest pasaj de la pagina 127. Biserica romană făcuse negoți cu harul lui Dumnezeu. Mesele schimbătorilor de bani erau așezate lângă altarele ei și atmosfera răsuna de strigătele vânzătorilor. Dar chiar mijloacele adoptate pentru înălțarea Romei au provocat o lovitură de moarte pentru puterea și măreția ei. Aceasta a ridicat cel mai hotărât și cel mai eficient adversar al papalității și a mișcat coroana întreită de pe capul pontifului. Când Luther a văzut papalitatea cum strângea aceste fonduri pentru clădirea bisericii din Roma, Martin Luther a confruntat această problemă.
S-a schimbat papalitatea? În niciun caz. Ce au făcut ei în mod public acum câteva luni? Au declarat un an întreg pentru indulgențe. Unde sunt acești luteri moderni, adevărați reformatori biblici? Când Luther a văzut acest eveniment și această doctrină a indulgenței, lucrul acesta l-a determinat să se ridice și să atace public această învățătură. În anul 2016, din nou a accentuat Biserica Romană-Catolică această învățătură a indulgenței și nu s-au auzit voci din Biserica Adventistă și profesori care pretind a fi copii ai pionierilor, ai reformatorilor. Ei sunt tăcuți și în loc să fie reformatori și protestanți, au fost prinși în plasa ecumenică. Credeți că Luther ar fi scuturat mâna papei, ar fi dat mâna cu papa și ar fi zâmbit astăzi? În niciun caz. Papa Francisc a anunțat expansiunea indulgențelor tradiționale valabile pentru catolici. Un jubileu implică de asemenea oferirea de indulgențe. Jubileu al îndurării și indulgențelor. Titlul din publicații catolice. Ce se întâmplă după aceste indulgențe? Acest an a fost din 2015 până în 2016. Se plănuiește moartea protestantismului în 2017, iar după aceasta urmează legea duminicală. Atunci a fost pregătită calea pentru introducerea unei alte născociri a păgânismului, pe care Roma a numit-o purgatoriu și a folosit-o pentru a îngrozi mulțimile credule și superstițioase. Prin această rătăcire se afirma existența unui loc de tortură în care sufletele celor care n-au meritat condamnarea veșnică trebuie să sufere pedeapsa pentru păcatele lor. Apoi a fost necesară o altă plăsmuire pentru a face ca Roma să fie în stare să profite de pe urma temeilor și vicilor adepților ei. Aceasta a fost realizată prin învățătura despre indulgențe, iertarea totală a păcatelor trecute, prezente și viitoare și scăparea de toate durerile și pedepsele ce decurgeau din ele. Erau făgăduite tuturor celor care se înscriau în războaiele pontifilor. Dumnezeu l-a chemat pe Luther și prin el a adresat mesajul ca oamenii să iasă afară din Babilon. Oamenii erau învățați că prin plătirea de bani către biserică ei pot fi iertați de păcate. Gândiți-vă la o aplicație pentru Biserica Adventistă. Mulți oameni sunt învățați că atâta timp cât ei oferă zecimia și darurile lor Bisericii Adventiste, ei sunt mântuiți, indiferent de cum își trăiesc viețile. E important ca ei să fie reguli în bună rânduială, din moment ce își oferă banii. Atunci li se spune, voi sunteți în biserică. De multe ori se și pune întrebarea, unde ți este membrietatea, unde dai tu zecimea și darurile și cât timp le oferi Bisericii Adventiste, se spune că ești bine, indiferent cum îți trăiești viața. Poți să citești și să privești la ceea ce este o urâciune, atâta timp cât frecventezi o biserică adventistă locală, oficială și îți oferi zecimea și darurile. Din păcate, această doctrină a indulgențelor se aseamănă cu ceea ce se întâmplă în biserică adventistă.
Martin Luther nu a găsit pace până când Dumnezeu nu l-a îndrumat prin cuvântul său, nu a găsit pace prin ceea ce Roma îi oferea. Și nu putem găsi pace prin faptul că aducem bani la biserică, nici iertarea lui Dumnezeu. În Mărturii pentru Comunitate, volumul 9, pagina 48, se spune așa, faptul că numele oamenilor sunt în registrele bisericii nu îi mântuiește. Trebuie să existe o convertire zilnică, o îndrumare a vieții după călăuzirea Domnului Hristos. Care a fost următorul pas pe care l-a făcut Luther? A publicat și a afișat cele 95 de teze. A făcut-o într-o zi specifică pentru că știa că este sărbătoarea tuturor sfinților și vor veni foarte mulți oameni. Înainte de a cita acest pasaj din Tragedia Veacurilor, accentăm faptul că Luther, când a văzut aceste urăciuni, când a văzut Luther aceste urăciuni și, în mod special, problema aceasta a indulgențelor, Luther a făcut ceva prin care s-a asigurat că protestul său avea să fie auzit. În mod public a expus urăciunile papalității. Priviți la acest pasaj. La pagina 129 în original. Una dintre cele mai importante ocazii, sărbătoarea tuturor sfinților, se apropia cu o zi înainte. Luther, unindu-se cu mulțimea care se îndrepta spre biserică, a prins pe ușă o listă care conținea 95 de teze împotriva învățăturii cu privire la indulgențe. Luther se angajase și în alte proteste anterior, dar acum a dorit să treacă la acțiune printr-un protest mai hotărât. Dorea să atace public aceste urâciuni ale bisericii. Vă îndemn pe toți să studiați cu atenție această carte, Tragedia Veacurilor, ca să putem încheia protestantismul și lucrarea de reformațiune. Trebuie să urmăm exemplul lui Luther. Vreau să ofer un contrast. Valdenzii au lucrat în mare măsură pe ascuns, dar și ei au expus urăciunile bisericii romano-catolice. Martin Luther a avut însă un protest public prin care a amendat urăciunile din bisericile romano-catolice. Dacă vreți, Luther a folosit platforme de gen YouTube, Facebook, Twitter și altele. Luther și protestul lui a devenit viral. Unde sunt acești Martin Luther astăzi? Noi trebuie să fim acești Martin Luther în aceste zile. Tezele au atras atenția generală. Ele erau citite, recitite și repetate în toate părțile. La universitate și în întreg orașul s-a produs o mare agitație. Trecem peste câteva pasaje, mergem mai jos. Tezele lui Luther provocau la discuție, dar nimeni n-a îndrăznit să primească provocarea.
Problemele pe care el le-a ridicat s-au răspândit în câteva zile prin toată Germania și în câteva săptămâni au făcut ocolul întregii creștinătăți. Observați cum a ajuns mesajul său la toate națiunile. Observați acest titlu din publicația Economistul. Cum a devenit Luther viral? 5 secole înainte de apariția Facebook și a primăverii arabe, media l-au ajutat la apariția reformațiunii. Mesajul protestatarilor s-a răspândit viral prin mijloacele sociale, făcând imposibilă suprimarea suportului acesta public. Noi nu putem să asumăm ceea ce s-a întâmplat în timpul lui Martin Luther doar puterii omenești. Noi știm că a fost ceva supranatural și că Dumnezeu a fost la cârma răspândirii acestui mesaj. Știm că agenții supranaturale, îngerii lui Dumnezeu, au lucrat și atunci și lucrează și astăzi. Priviți la titlurile pe care le-am afișat. Luther este un tip pentru oamenii care vor da marea strigare. Vă voi împărtăși ceva ce Dumnezeu ne-a arătat și nouă. Cum a reacționat membrii bisericii la protestul lui Luther? La expunerea acestor urăciuni ale bisericii. Citim din nou de la pagina 130. Mulți îl acuzau pe Luther că s-a grăbit în lucrarea sa. I-au atacat caracterul pentru că nu puteau să respingă învățăturile din tezele sale, i-au atacat caracterul. În momentul în care sunt expuse urăciunile în Biserica Adventistă, sunt atacați cei care le expun și este atacat caracterul lor, pentru că nu se pot combate învățăturile lor. Cine nu știe, răspundea el, că un om rareori susține o idee nouă fără să aibă aparențe de mândrie și fără să fie acuzat că dă naștere la certuri. De ce au fost dați morții Hristos și toți martirii? Deoarece ei păreau a fi niște disprețuitori mândri ai înțelepciunii timpului lor și pentru că aduceau noutăți fără ca mai întâi să primească sfatul învățăturilor și părilor vechi. Erau puțini în biserică ce credeau orice cuvânt pe care îl predica Luther. Mulți spuneau public, noi suntem de acord cu tine și ne alăturăm reformei. Oamenii și-au dat seama că învățăturile lui Luther aduceau o schimbare pe care ei nu doreau să o facă în viețile lor. Au înțeles că acceptând învățăturile predicării lui Luther, urmau să-și piardă puterea și influența asupra oamenilor. Nu se întâmplă și în Biserica Adventistă același lucru astăzi? Le era frică de asemenea să se alăture lui Luther, pentru că știau că acceptând
acele învățături vor pierde banii care curgeau în biserică. Și a dorit ca mai mulți bani să vină în biserică și să ține pe oamenii în întuneric, decât ca Martin Luther să spună public lucrul acesta este greșit și biserica este în apostazie. Ei și-au dat seama că dacă banii aceia nu mai vin, atunci nici salariile lor nu vor mai exista. Mulți demnitari, atât ai statului cât și ai bisericii, erau lămuriți cu privire la adevărul acestor teze, dar au văzut îndată că primirea acestor adevăruri va fi însoțită de schimbări mari. A lumina și reforma pe oameni însemna în realitate subminarea autorității Romei, a opri mii de șuvoaie care acum curgeau în tezaurul ei. Mai mult decât atât, a învățat pe oameni să gândească și să acționeze ca ființe responsabile, privind numai la Hristos pentru mântuire, ar fi însemnat prăbușirea scaunului pontifical și în cele din urmă distrugerea autorității lor. Pentru motivul acesta i-au refuzat cunoașterea oferită de Dumnezeu și s-au așezat împotriva lui Hristos și adevărului, prin împotrivire față de omul pe care el îl trimisese să se lumineze. Observați, doreau să îi țină pe oameni sub controlul lor. Tragedia veacurilor, pagina 131 în original. Oamenii aceștia au fost convinși de justețea acelor teze, dar nu au mers mai departe. Și observați cum o respingere a condus la o altă respingere. Fiecare pas spre în direcția respingerii i-a condus să facă același lucru mai departe. Te rugăm, Tată Bun, oprește-te timpul pentru a împărtăși poporului tău aceste adevăruri prețioase. Te rugăm în numele lui Isus. Amin. Dumnezeu nu l-a lăsat pe Luther să fie singur în această lucrare, ci în providența sa l-a ridicat pe Melanchthon. În vremea aceasta, când Luther avea atât de mare nevoie de împreună simțire și sfatul unui prieten adevărat, providența lui Dumnezeu i-a trimis pe Melanchthon la Wittenberg. Iar lucrul acesta ne trimite și la experiența lui Hus și Ieronim. Hus îl simboliza de asemenea pe Ștefan, primul martir creștin. Ieronim de asemenea îl simbolizează pe Petru, apostolul Petru. Caracterul lui Ieronim era foarte asemănător cu cel al lui Petru, care era de asemenea foarte impulsiv. Martin Luther îl reprezintă într-un anumit sens pe Ilie. Melanchthon a fost condus să-l ajute pe Luther. Fără cartea Tragedia Veacurilor, nu poți lega lucrurile atât de bine, lucrurile care se întâmplă în jurul nostru astăzi. Unul dintre titlurile pe care le avea papa și le purta în timpul lui Luther era acela de Domn al Lumii. Într-un apel adresat împăratului și nobilimii din Germania în favoarea reformei creștinătății, Luther scria cu privire la papa:
Este un lucru dezgustător să vezi pe omul care se pretinde a fi locțiitorul lui Hristos desfășurând o astfel de măreție pe care niciun împărat nu o poate egala. Se aseamănă această ființă cu Iisus cel Sărac sau cu Petru cel Umil? Îi spun că el este stăpânul lumii. Într-o perioadă în care Luther a prins reformațiunea, scânteia reformațiunii, papa purta titlul stăpânul lumii. În această perioadă, astăzi, ce fel de carte ni se spune că ar trebui să citim? Stăpânul lumii. Doi papi, ambii ne recomandă să citim această carte, Stăpânul lumii. Papa Francis spune cu propriile cuvinte: citiți cartea lui Robert Hugh Benson, care se numește Stăpânul Lumii, ca să mă înțelegeți. Unde sunt martinii Luther moderni care să ducă reformațiunea mai departe? Observați cum se repetă aceste lucruri. Lumea îl numește pe Papa Stăpânul Lumii, iar Martin Luther l-a identificat pe papă cu Anticristul, deși era numit de oameni stăpânul lumii. Te rugăm, Tată Bun, ajută-ne să unim, să facem conexiunile necesare. Titlul pe care îl purta papa atunci era stăpânul lumii, iar Luther spunea: nu, nu, tu ești Anticristul. Și o spunea cu o mare siguranță. Papalitatea spune: citiți cartea Stăpânul Lumii ca să mă înțelegeți. Iar adventiștii de ziua șaptea spun astăzi: noi nu știm cine este Anticristul. Și aruncăm de asemenea la gunoi tragedia veacurilor care îl identifică atât de clar. Din păcate aruncăm și Biblia, pentru că atunci când arunci una, arunci și pe cealaltă. Nu spun pastorii că Biblia trebuie acomodată după păcatele moderne. Deci aruncăm și Biblia și Spiritul profetic la gunoi. Aceasta este ultimul pas al înșelătoriei. Luther spunea clar că Luther este Anticristul. În lecțiunea școlii de sabat se menționa negru pe alb: nu știm cine este Anticristul. Observați cât de hotărât era Luther în lucrarea sa. El spunea: până acum m-am jucat doar cu papa. Am început această lucrare în numele Domnului, ea se va încheia fără mine, dar prin puterea sa. El spunea de asemenea: nu trebuie să avem de-a face cu papa, dar noi astăzi spunem că trebuie să colaborăm. Uneori Luther a avut simțământul că poate că a greșit când a văzut că toată lumea este împotriva sa. A văzut că de multe ori trebuie să stea singur. Și Luther îi reprezintă pe oameni în timpul din urmă care sunt credincioși și care vor sta de partea lui Dumnezeu și vor sta chiar singuri.
A stat și Ilie de multe ori singur. Gândiți-vă când el a expus păcatele lui Ahab și ale Izabelei și ale întregului Israel, pe muntele Carmel. Acest munte Carmel a fost un tip pentru expunerea celor 95 de teze ale lui Luther, pentru publicarea lor. Și Luther a stat singur. Și în timpul din urmă vor trebui să stăm de multe ori singuri. După muntele Carmel a venit și ploaia. Martin Luther a dat marea strigare pentru că națiunile toate au auzit mesajul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a lucrat în timpul lui Luther și în timpul din urmă se va repeta această experiență. Luther a stat singur când membrii bisericii ne uită pentru că stăm de partea lui Dumnezeu și chiar prietenii și rudele ne uită pentru că stăm de partea lui Dumnezeu. Lideri, conducători adventiști de ziua șaptea ne vor uita. Și ne putem pune întrebarea, suntem noi greșiți? Noi trebuie să ne schimbăm? Pot fi eu singurul care stau pentru Hristos? Martin Luther spunea, o, câtă durere mi-a produs, cu toate că aveam Scriptura de partea mea, să mă convin că trebuie să îndrăznesc că am împotrivit papei și să-l denunț ca antichrist. Cât de mari au fost durerile inimii mele. Luther spunea că Biblia era cea care i-a dat convingerea că papa este antichrist. Cât de mari au fost durerile inimii mele, de câte ori nu mi-am pus cu amărăciune aceeași întrebare care era atât de des pe buzele papistașilor. Numai tu ești înțelept. Pot oare toți ceilalți să fie în rătăcire? Și cum va fi dacă după toate acestea tu vei fi cel greșit și ai implicat în rătăcirea ta atâtea suflete care vor fi pe veci condamnate? Și așa m-am luptat cu mine și cu satana, până când Hristos, prin cuvântul său infailibil, mi-a întărit inima împotriva acestor îndoieli. Acesta este unul dintre punctele cele mai prețioase din cartea Tragedia Veacurilor. Pentru că cei dintre dumneavoastră care stați de partea lui Dumnezeu în aceste timpuri, știți că este foarte frumos să fii de partea lui Dumnezeu și e frumos să lucrezi în locuri publice, să faci evanghelizări, dar când presiunea crește, atunci vom auzi șoptirile diavolului, tu ești cel greșit. Și ca și Luther, trebuie să ne întoarcem la cuvânt. De aceea, Cartea Tragedia Veacurilor și Biblia merită să fie sărutate. Acestea ne vor da încurajare și ajutor. Ați înțeles? În această perioadă de presiune, Luther a scris și cântecul Cetate tare, Dumnezeu. Luther a pășit singur în această luptă. Luther simțea că este împins înainte.
Luther tremura când se uita la sine, un singur om împotriva unor armate puternice. De multe ori se îndoia dacă într-adevăr Dumnezeu îl condusese. Nimeni nu știe cât a suferit inima mea în acești primi ani și în ce fel de disperare m-am scufundat. La cine vă trimite cu gândul aceste simțeminte? La Ilie. Martin Luther nu a fost luat la cer fără să vadă moartea, dar experiența lui reflectă experiența lui Ilie. Dar nu a fost lăsat să dispere, ci a privit la Dumnezeu. Cel care dorește să proclame cuvântul lui Dumnezeu lumii trebuie să se aștepte la moarte în fiecare moment. Aș vrea să adaug ceva. Nu e vorba despre martiraj doar, ci trebuie să ne gândim și la faptul că cel care vrea să predice cuvântul lui Dumnezeu trebuie să moare față de sine de asemenea fiecare zi. La pagina 140, în original, ni se spune că atunci când Luther mergea singur înainte, s-a dat un decret și ca toți cei care îl întâlnesc pe Luther să-l omoare. Observați din nou o simbologie pentru timpul din urmă când se va da un decret de moarte prin care cei credincioși să fie omorâți. Și ni se spune că un om care era înarmat cu un pistol a venit la Martin Luther și l-a întrebat: de ce mergi singur? Nu știi că poți să-ți pierzi viața? Și Luther i-a spus: sunt în mâna lui Dumnezeu, i-a răspuns Luther. El este tăria mea și scutul meu. Ce poate să-mi facă omul? Auzind aceste cuvinte, străinul s-a întors palid și a luat-o la fugă ca din fața îngerilor cerului. Mi-amintește lucrul acesta de Domnul Hristos când au venit să-L prindă și în grădina Ghețeman și au căzut ca morți cei care au dorit să-L prindă. Primele 8 capitole din tragedia veacurilor sunt următoarele. Distrugerea Ierusalimului, capitolul 1, capitolul 2, persecuția din primele veacuri. Apoi o epocă de întuneric spiritual, apoi Valdenzi, apoi John Wycliffe, apoi Hus și Ieronim. Capitolul 7, despărțirea lui Luther de Roma. Apoi Luther în fața dietei. Aceste prime 8 capitole sunt un tip al ultimelor 8 capitole din tragedia veacurilor. Notați-vă lucrul acesta. Ultimele 8 capitole sunt următoarele. Amenințarea libertății de conștiință, capitolul 35. Și de aici este prezentată criza care va urma în timpul legii duminicale. Conflictul care se apropie apoi. Scripturile o apărare sigură, ultima avertizare. Aceasta este marea strigare. Timpul strâmtorării. Poporul lui Dumnezeu salvat. Dumnezeu l-a eliberat și pe Luther atunci când era atacat. Este un simbol pentru eliberarea finală a celor care nu vor gusta moartea. Apoi capitolul pustierea pământului și sfârșitul luptei. Ultimele 8 capitole sunt un antitip
al primelor opt. Următorul capitol este Luther în fața dietei, în fața curților de judecată, unde vor fi aduși copiii lui Dumnezeu în timpul din urmă. După legea duminicală vor fi aduși în fața tribunalelor. Capitolul 3 era o epocă de întuneric spiritual și acesta simbolizează perioada legii duminicale. Un timp de întuneric mare spiritual conduce la legea duminicală. Papalitatea spune astăzi că persecuțiile care au loc în lumea musulmană sunt asemănătoare cu cele din primele veacuri și că e nevoie de un edict și astăzi. Dar acel edict a fost dat într-o perioadă de întuneric spiritual. Observați asemănările? O eră de întuneric spiritual este un simbol pentru perioada legii duminicale. Capitolul 4, cel despre valdenzi, când legea duminicală este dată, unde sunt valdenzii? În zonă retrasă, la munte. Copiii lui Dumnezeu vor fugi în pustie și vor face lucrarea într-un mod acoperit. Apoi, capitolul 5, Wycliffe, Luceafărul Reformațiunii. John Wycliffe a murit de moarte naturală. Când se dă legea duminicală, vor fi oameni care vor da lege, vor da mesajul Marii Strigări. Dar aceștia vor muri de cauze naturale. Dar vine capitolul 6, Hus și Ieronim, unde avem doi martiri. Vor urma, după legea duminicală, și martirizări, într-un mic timp de strâmtorare. Urmează apoi Martin Luther. Predicile și scrierile lui Martin Luther au ajuns în toată lumea. Simbolizează foarte frumos Marea Strigare, care ajunge la toată lumea. Luther a afișat cele 95 de teze și a expus în mod public urăciunile Bisericii Romano-Catolice. Și avem capitolul Ultima avertizare. Păcatele Babilonului vor fi expuse în mod deschis. Așa cum a fost adus și Luther apoi în fața dietei, vor fi aduși și cei credincioși în fața tribunalelor. Apoi, au fost persoane care s-au alăturat lui Luther în mișcarea protestantă. La fel, în timpul din urmă, se vor adăuga acei lucrători din ceasul al 11-lea. Primele 8 capitole din Tragedia Veacurilor sunt un tip pentru ultimele 8 capitole. De aceea este periculos
să răspândim cartea Marea Speranță, The Great Hope, unde sunt tăiate, scoase aceste capitole. Am făcut o comparație mai de mult între cele două cărți, Marea Speranță și Tragedia Veacurilor. Au fost mutilate, efectiv, Tragedia Veacurilor. O grămadă de referințe cu privire la papalitate și la întuneric au fost scoase. Și ne întrebăm de ce. De aceea subliniem cât de importantă este această carte în întregime, Tragedia Veacurilor. Fără primele capitole nu poți aprecia ultimele capitole. Săptămâna viitoare vom aprofunda aceste probleme. Nu poți înțelege ultimele capitole ale Tragediei Veacurilor fără primele. Primele capitole vorbesc despre fiară, iar ultimele vorbesc despre chipul fiarei. Deci dacă nu aprofundezi ce înseamnă fiara, nu poți înțelege nici ce este chipul fiarei. Și nu înțelegi modul în care operează și lucrează această fiară. E nevoie de întreaga carte pe care Dumnezeu a rânduit-o. Vedem ce anume l-a pregătit pe Luther pentru lucrare. A petrecut mult timp în rugăciune. Pagina 122. Teama de Dumnezeu domina inima lui Luther, făcându-l în stare să menține fermitatea scopului și conducându-l la o adâncă umilință înaintea lui Dumnezeu. Avea un simț înnăscut al dependenței de ajutorul divin și începea totdeauna ziua cu rugăciune, în timp ce sufletul îi se înălța continuu în cereri pentru călăuzire și sprijin. O rugăciune bună, zicea el, înseamnă mai mult decât jumătate din studiu. Dacă vom face vreodată această lucrare mare pentru Dumnezeu în timpul din urmă, va trebui să avem această experiență a lui Luther. Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, care ești în ceruri, îți mulțumim mult pentru tot ce ne-ai oferit în această seară. Ajută-ne, te rugăm, să aprofundăm și să studiem mai mult. Nu vom mai avea, poate, un timp în istoria omenirii când să mai studiem atât de atent aceste capitole din Tragedia Veacurilor și să facem aplicațiile necesare. Ajută-ne să luăm în serios acest studiu. Mântuiește-ne Tu, dă-ne Tu experiență bogată și trimite-ne mai departe să facem lucrarea Ta. Îți mulțumim că ne răspunzi. Este rugăciunea noastră în numele lui Iisus. Amin. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în studiul acestui capitol din Tragedia Veacurilor. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom întâlni cu ocazia viitoare pentru a studia capitolul 8 din Tragedia Veacurilor, Luther înaintea dietei. Vă invităm să vă alăturați întâlnirii noastre și din sabat. Fie ca Dumnezeu să ne găsească credincioși în aceste timpuri. Amin.